geschaffen. Ihr erstes und forte Konsul, Journalist, Professor von dieser Klasse, ist der Redakteurchef der Gazette de Bolsa, care cu spunea și cu Rațiu și cum bine știm cu toții, este unul dintre cele mai influente cotidiane în Europa Centrală și Răsării Italiei. De la Elba la Vladivostok, cum îmi place să spună, adică apare de fiecare zi cu aproape 1,5 milion de exemplare, în 86 de pagini, este citit de prieteni și mai ales de adversari și influențează la una din principale instituții ale democrației polonezele și a societății civile, evoluția Poloniei. În Bihnic este arestat prima oară la 18 ani. Provine dintr-o familie de stânga, tatăl său a făcut 8 ani de închisoare, fiind militar comunist, înainte de sfârșitul celui de-al doilea război mondial. A păstrat, din vorba de avem aici, până astăzi, dar repet, că nu și-a putut depăși tatăl în această privință, el de făcând de cu 6 ani de închisoare, în multe reprize. La 16 ani, deja are un record absolut, probabil este singurul elev de liceu din lume, menționat de un lider de stat, acuzat public de un lider de stat, după care a fost un lider de partid, Vladislav Gomulka. În 1966 este exmatriculat din universitate și face primii interne în vizionare. Lucrează ca muncitor după eliberare. Este unul dintre cei mai interesanți și mai paradoxali rezistenți sau agenți provocatori ai lumii comuniste. Pentru că e un intelectual evreu de stânga, liberal. Foarte tânăr înțelege că pericolul de o potică pentru stânga liberală și pentru dreapta democrată, dar nu cumva chiar pentru biserica catolică și cele conservatoare, în orice caz pentru